Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Județul Vrancea se află sub atenționarea meteo cod galben. Meteorologii anunță instabilitatea atmosferică temporar accentuată. Codul expiră joi la ora 10. În intervalul 10 iunie, ora 10 și 30 de minute, 12 iunie, ora 23, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării. Se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-35 de litri pe metru pătrat. Gradul de instabilitate atmosferică se va menține accentuat până la finalul săptămânii. În același timp, meteorologii au emis și o avertizare cod galben valabil de astăzi de la ora 12 până pe 11 iunie la ora 10. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local în Muntenia și Moldova, precum și în zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40 sau 60 de litri pe metru pătrat. Polițiștii vrânceni au descins ieri la mai multe adrese din Focșani într-un dosar ce sunt vizate fapte de șantaj și cămătărie. 5 autoturisme, 10 de mii de euro, bijuterii și arme au fost indisponibilizate. 5 persoane au fost aduse la audieri și au fost reținute de polițiști. În fapt, în perioada noiembrie 2019-iunie 2020, polițiștii au documentat activitatea unei grupări infracționale nestructurate, ai cărei membri se ocupau cu săvârșirea de infracțiuni de camătă și șantaj, constând în acordarea de împrumuturi bănești la diferite persoane, în special administratori de societăți comerciale, sume pentru care percepeau dobânzi între 15 și 35% pe lună, iar în cazul neachitării recurgeau la amenințări cu acte de violență. Sumele împrumutate au fost estimate la aproximativ 300.000 de euro. Au fost efectuate 9 percheziții domiciliare pe raza municipiului Focșani, o ocazie cu care au fost identificate și indisponibilizate 5 autoturisme în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro, sumele de 21.500 de euro și 19.100 de lei, bijuterii, o armă de vânătoare deținută ilegal, mai multe arme și mai multe obiecte ascuțit tăietoare. De asemenea, au fost puse în aplicare 5 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea pentru audieri. Față de acestea a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentate judecătoriei Focșani cu propunere de arestare preventivă. Președintele României a anunțat ieri că se impune prelungirea stării de alertă. Data de 15 iunie va veni însă cu noi măsuri de relaxare. Se redeschid molurile, piscinele și sălile de fitness. Având în vedere că în ultima vreme numărul de noi îmbolnăviri nu a scăzut semnificativ, dar nici nu a crescut semnificativ, considerăm că este posibil să continuăm cu câteva noi măsuri de relaxare, adică unele dintre restricțiile care sunt acum în vigoare nu vor mai fi în vigoare după 15 iunie. Aș exemplifica cele mai importante dintre acestea. După 15 iunie se vor putea redeschide molurile, dar fără restaurante și fără locuri de joacă. Vor fi posibile evenimente private, atenție, nu publice, private, cu număr un pic mai mare de participanți, în speță 20 de persoane dacă evenimentele sunt în interior, și 50 de persoane dacă evenimentele private vor avea loc în exterior. Pentru a veni în sprijinul părinților care vor lucra, care vor trebui să meargă la serviciu și în perioada vacanței școlare, va fi posibilă, nu obligatorie, dar va fi posibilă după 15 iunie, redeschiderea after school-urilor, a grădinițelor și creșelor private. De asemenea, va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness după 15 iunie, dar cu respectarea unor norme de distanțare foarte stricte, norme care, evident, vor fi impuse de Ministerul Sănătății. Având în vedere că începe sezonul estival, am analizat și am ajuns la concluzia că
va fi posibilă deschiderea piscinelor exterioare, atenție, exterioare, cu respectarea regulamentelor sanitare speciale care de asemenea vor fi puse la dispoziția celor care sunt interesați. Având în vedere că nu avem o scădere semnificativă a numărului de îmbolnăviri noi, faptul că avem în continuare în jur de 150 de persoane la tratament intensiv internați în spitale, faptul că și ultimul weekend de relaxare totuși s-a simțit nu în sens bun la numărul de îmbolnăviri noi, ne face să fim în continuare precauți. Și suntem de părere că se impune prelungirea stării de alertă. Sigur, vor fi mai puține restricții propuse, va fi un pic mai simplu, dar considerăm că nu se poate continua fără a avea acest instrument numit starea de alertă. Din 20 august, Centrul Cultural Vrancea face înscriere la Școala Populară de Artă Focșani. Anul acesta ar putea aduce noutăți în sensul că se dorește înființarea unor noi clase și specializări, respectiv muzică ușoară, teatru și coreografie. Centrul Cultural Vrancea vă invită, începând cu data de 20 august, să vă înscrieți la Școala Populară de Artă. Sunt specializări diferite pentru cei care doresc să își dezvolte latura artistică sau să aprofundeze cunoștințe în domeniul sensibilului și al frumosului. Ca în fiecare an, Școala Populară de Artă își va deschide porțile la începutul anului școlar viitor, anul școlar 2020-2021. Înscrierile se vor face începând cu data de 1 septembrie, dar apărând emisiunea mai devreme și pe site-ul nostru și pe contul nostru de Facebook, am anunțat deja secțiile la care se pot face înscrieri și așa că noi primim înscrieri chiar din timpul verii pentru că avem activitate pe tot cuprinsul vacanței. Permiteți-mi să vă anunț secțiile, în primul rând secțiile de la centru, secțiile de la Focșani și după aceea secțiile de meșteșuguri tradiționale. Avem, cum spuneam, la Focșani clasa de orgă și același profesor, domnul expert Dumitru Ivan, pregătește și copiii care vor să-și dezvolte anumite aptitudini la un alt instrument, vioară. Deci avem, Dumitru Ivan va preda atât ore de orgă cât și de vioară. La pian avem o doamnă profesor, Antoaneta Ciobanu. La acordeon, domn profesor, domnul expert, mă scuzați, vorbesc ca deja noi ne-am schimbat titulatura din profesori în experți. Domnul expert Ticu Dorin. La chitară și instrumente de suflat, clarinet și saxofon, deci cele trei clase, Marcel Ghinea, la design vestimentar, Georgeta Ciornei, la canto popular, doamna profesor Maria Murgoci, iar la pictură grafică digitală, Liviu Nedel, cu subsemnatul. Școala de artă din Focșani are pe lângă clasele care își desfășoară activitatea la sediul central, secții externe, în județ, unde cursanții sunt îndrumați de meșteri populari de renume. Doi dintre ei primind titlul de tezaur uman viu. Avem în acest sens, la acest moment, deschise 10 clase la Focșani, clase care de regulă sunt, în majoritatea lor, sunt clase de arte vizuale și muzică și de asemenea mai avem în județ, în teritoriu, 15 clase externe, în majoritatea lor clase de meșteșuguri tradiționale. De asemenea, pe lângă clasele de meșteșuguri tradiționale, avem o clasă de coreografie la Nereju și o clasă de instrumente de suflat, de fluier, instrument tradițional la Paltin, vă rog să mă scuzați. Anul 2020-2021 ar putea aduce noi clase la Școala Populară de Artă din Focșani. În urma unor solicitări s-ar putea înființa clase de muzică ușoară, teatru și coreografie. Intenționăm de asemenea, dacă vom avea posibilități financiare, să vedem ce se va întâmpla în această vară, intenționăm să înființăm trei secții la trei clase în cadrul Școlii Populare de Artă. Una este clasa de muzică ușoară, sunt foarte multe solicitări în acest sens,
De asemenea, vrem să înființăm o clasă de teatru și o clasă de coreografie. O clasă de coreografie, că așa cum știți, mulți copii, dar și tineri își doresc să-și dezvolte anumite aptitudini și să se pregătească în domeniul coreografiei, a dansului modern, a dansului de societate, a dansului clasic. Detalii despre oferta școlii de artă din Focșani la sediul din strada Mitropolit Varlaam, numărul 48 bis, în intervalul orar 8-16, sau la numărul de telefon 0237-210-213. În ultimele 24 de ore nu a mai fost înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu COVID-19 în Vrancea. Rămânem cu 701 cazuri. Ieri, o femeie diagnosticată cu acest virus nou a fugit din spital, fiind depistată pe raza localității Obrejița. În cursul zilei de luni, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați de către o asistentă din cadrul unei unități spitalicești despre faptul că în jurul orei 13:50, o femeie care se afla internată cu diagnosticul de infecție confirmată COVID-19 ar fi plecat din spital fără acordul medicilor. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că aceasta a plecat din spital fără acordul cadrelor medicale și s-a deplasat către domiciliul unor rude cu autoturismul acestora. Polițiștii au depistat-o pe femeie pe raza localității Obrejița, aceasta fiind ulterior transportată la spital în vederea reinternării, iar față de persoana cu care a intrat în contact a fost dispusă măsura izolării la domiciliu. În cauza a fost întocmit și un dosar penal. Vrancea rămâne cu 701 îmbolnăviri. În spitalele de la Focșani și Adjud se află internați 123 de pacienți, dintre care 4 la secția ATI, la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon. Numărul persoanelor vindecate a ajuns la 436. În data de 10 iunie 2020 sunt monitorizate de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea 594 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu. În carantină instituționalizată se află 6 persoane. La nivel național, până astăzi au fost confirmate 20.945 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre acestea, 15.103 au fost declarate vindecate și externate. Din păcate, 1.360 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategic au fost înregistrate alte 196 de cazuri noi de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 150 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 2.212 persoane. Alte 99.349 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi instabilă, se anunță averse și furtuni izolate. Vântul va sufla slab, temperaturile minime se vor încadra între 18 și 20 de grade, iar cele maxime între 28 și 30 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere! Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna, imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României.